ședință ordinară convocată de primarul comunei Asău, conform prevederilor dispoziției 201 din 1 septembrie, convocată pentru 9 septembrie, ora 12. Dacă aveți ceva obiectiv, mai procesul verbal din 10 august, ca să spunem prima oară pe el la vot, pentru a le consemna. Ne fiind obiectiv, vă rugăm să votăm procesul verbal. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Dau cuvântul domnului primar pentru că am prezentat proiectul ordinii de zi. Bună ziua! Program privind desfășurarea ședinței ordinare de Consiliul Local a Sâmbu, ziua de 9 septembrie 2021, ora 14. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de grane pentru personalul Poliției Locale a Sâmbu din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Sâmbu, inițiator primar Emilian Mudara. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Asău, un Consiliu Local, un Consiliu de Administrație a Școlii Gimnaziale Asău, inițiator primarul. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a licitației publice, inclusiv caietul de sarcini, în vederea concesionării imobilului Corp C2, clădire cabinet medical, clădire aflată în domeniul privat al Comunei Asău, inițiator primarul. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza administrativ-teritorială a Comunei Asău, inițiator primară. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat pentru investiția, reabilitare și consolidare pod din beton peste Pârâul Asău, în Comuna Asău, sat Apa Asău, Pum Soci, județul Bacău, inițiator primarul, dar îl vom retrage de pe ordine de zi, deoarece nu ne-a venit de la proiectant devizul actualizat. Mi pare foarte rău, mai am fi vrut să grăbim lucrările, dar din păcate asta e. 7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea unității locale de sprijin de combaterea bolilor transmisibile ale animalelor și a zonelor de la nivelul comunei Asău, inițiator primar. 8 probleme diverse și la modificarea ordinii de zi avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar. Se pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Primul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de grane pentru personalul Poliției Locale Iasău din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Iasău, inițiator primar. Dacă sunt discuții... Comisia de învățământ a avizat favorabil. O singură, este și o singură abținere, Comisia pentru administrație a avizat favorabil, 5 pentru. Comisia economică, 2 abțineri, 3 voturi pentru. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Cine este pentru? Abținem? Și împotrivă? Punctul numărul 2. Sunt 7 voturi pentru, abțineri, 2, 4, 6, 8 abțineri. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului urbanist aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar. Dacă sunt discuții,
Vorba de bani pentru da, cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Iasău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Iasău. Inițiator primar. Atât discuții? Propunere. Vreți să vă mai spun și la comisie ce s-a mai întâmplat? Da. Mulțumesc. Comisia pentru învățământ nu a făcut nicio propunere. Comisia pentru administrație sunt două propuneri cu Eugen Bubeică Claudiu. Iar Comisia pentru dezvoltare economică, domnul Costel Nicodimon propune pe domnul cu Eugen și domnul Cojocaru Cosmin o propune pe doamna Cotura Comunica. Deci propuneri sunt cu Eugen Bubeică Claudiu. Eu mă retrag și las locul colegii. Poturacă Monica. Poturacă Monica și cu Iulie. Eu mă retrag și rămâneți. Supunem la vot. Cine este pentru? Cele două. Da. Împotrivă? Abțineți? Cine? Al patrulea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a licitației publice, inclusiv cabinetul de sarcini în vederea concesionării imobililor, corp 2, clădire, cabinet medical, CF6607, clădire aflată în domeniul privat al Comunei Iasău. Inițiator primar. Dacă sunt discuții? Comisia la o avizie favorabilă. Cine este pentru? Toate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radiarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de zona administrativ teritorială a Comunei Iasău. Inițiator primar. Comisia a zis favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 6, dacă este retras. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea unității locale de sprijin de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor de la nivelul Comunei Iasău. Inițiator primar. Discuții? Propunerile să ne citească? Comisia Economică a făcut propuneri, celelalte comisii nu au făcut propuneri. Comisia Economică, Costel Paizvan te propune pe domnul Nicolin Costel, Păcfaz Dorel propune pe domnul Cătălin Oniga și Cojocaru Cosmin îl propune pe Bobeică Claudiu. Deci propunerile sunt Costel Nicotiem, Cătălin Oniga și Claudiu Bobeică. Sunt trei. Nu.
Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Discuții? Nimic. Domnul Poiu. Păi nu mai văd rostul la această rectificare atâta timp cât nu a fost aprobată norma de hrană, pentru că o parte din bani erau alocați pentru acordarea normei de hrană la poliția locală. Da, vin și... Sunt și celelalte, trebuie să luăm pe bucățele ce este, este ce nu este, nu mai e la paritate. Este automat. Da. Și nu și-a reușit, mă gândesc. Păi nu fi de acord cu alocarea banilor, că noi am fost pentru acordarea normei de hrană. Deci trebuie să fie de acord cu luăm pe bucățile. Trebuie să dea votul cine s-a ținut pentru alocarea banilor, trebuie să-l ținut și pentru alocarea bugetului. Așa ar trebui. Dar poate între timp s-o răzgândi cineva. Dar mai sunt ceva spirea, la ea nu partea aceasta din față, la ea este bugetul consolidat cu banii. Bineînțeles că avem tot, dar tocmai asta am spus și eu. Dacă mai e nevoie de vot, dacă mai e nevoie de supus la vot, gândiți-le că în care nu ai cui aloca. Mă gândesc. Dar acolo rectificarea se face pe articolul respectiv. Cu amendamentul că nu se mai face rectificare pe norma de hrană. Logic, n-ai cui mai dat norma n-a trecut. Atunci votați proiectul cu amendamentul ăsta. Cu amendamentul că nu se mai justifică norma de hrană. Da, ce să mai e? Până vine de răspuns. Din partea. Asta este proiectul cu normalizam în mod trecut și zice doamna secretară că cum o să facem? Retragem sau votează doar rectificarea? Rectificarea. Da, se votează rectificarea și doamna se trage sub mine. Se pui altă zi. Da, se poate vota. Da, amendament, da, 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 bine, da. Cum e? Se votează proiectul și doamna contabilă își retrage sumele. Da. Pus că sunt contabilat în proces verbal. Mai sunt discuții? Da, mai face o adăugare, domnul președinte. Desigur, fiecare coleg consilier votează cum crede de cuvință, fiecare stăpân pe propriul lui vot. Au fost 7 pentru norma de hrană, 8 abțineri, care de fapt sunt notate la votul împotrivă. Sincer, nu mă așteptam să pice proiectul de astăzi, cu norma de hrană, mă așteptam să treacă, având în vedere că eram însoțit și de rectificarea bugetară. Chiar stau și mă întreb și l-aș ruga pe domn primar să ne spună cum facem până la urmă, ce răspuns dăm compartimentului de poliție locală în ceea ce privește de fapt un drept al lor cu norma de hrană. Nu au trecut. Nu au trecut. Bun. Și ne oprim aici, adică nu au trecut, le spunem pur și simplu că n-au trecut. Noi am oprim aici, că nu avem altceva de făcut. Nu avem altceva. Legal, cred că s-a văzut acum, cei care au dat pentru. Dar am rămas așa perplex. În schimb, din ce știu eu, știu că cei de la mulți colegi de-a dumneavoastră mi-au pus întrebarea ce facem, trecem sau nu trecem? Care trebuie pe drum? Cu noi nu se rezolvă, cu aia nu se rezolvă. Fraților, a fost o oportunitate de a sensibiliza, de a poliția locală să-și facă treaba. Domn primar, dacă-mi permiteți. Eu am mai discutat aspectul ăsta, știți foarte bine, că încă din începutul anului, când domnul Mihlu s-a prezentat aici în ședință și așa, s-a pus întrebarea atunci cum rezolvăm problema. Problema era foarte ușor de rezolvat, așa cum s-a putut rezolva astăzi, supunerea unui proiect de hotărâre. Votului trece, nu trece. Da. La momentul ăsta, ca să-i informez pe domnul Cătălin, că poate nu știe, Sindicatul Național al Polițiștilor și personalului contractual din Ministerul de Interne, de care aparțin și poliția locală noastră, au o sesizare primită de la poliția noastră,
Și din ce știu eu, e un proces care va începe să curgă din momentul în care acest proiect a fost respins. Mi se pare aberant totuși să respingem pentru 3 luni. Practic, am rămas să din plată 4 luni de zile. Septembrie. Da, o să vedem prin tot. Domnule consilier, nu am ce. Cred că ar fi trebuit să Ce spune dumneavoastră în primar este adevărat. Animale, capre sunt pe stradă. Dar poliția locală, cu ei este subordonată. Și atunci, peștele de unde pleacă? Păi tocmai asta ce-a făcut? Păi asta și asta e o sancțiune pentru ei? Da, posibil să fie și o sancțiune. Și capre nu o să mai fie pe drum? Deci e un mătare de bine, să-l spun să-l spun. I-a pus întrebarea domnului primar, acum dacă răspund din alui. Sperăm că o să-ți... Eu spun că ține dumneavoastră, ați hotărât asta, dar inițiatorul dumneavoastră a fost aici, a pus. Nu se poate, nu le dăm și gata, asta e situația. Dar sper că treaba nu o să meargă. Nu o să mai fie chiar... Cum? Pentru dumneavoastră, capri, oi, bun, lumea, știți care e treaba. Unii se duc vaca, unii duc capra, unii duc în urmă. Hai, să dăm un timp, mă, gata, rămâne așa. Mai sunt descoții? Nu, mai sunt descoții. Ah. Capra, nu-i la scârnă, mă. Da, ca de mult, mă, ca de mult. Dar nu-i vara capra de pe domnul și asta s-a întâmplat. Nu-i scârnă, poate, nu-i scârnă, 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 domnul Dogari de la sunată. Sunt și un noapte și sunt drum. Și nu se poate face. O pot și asta acum ați 11 sau 12. Dar m-a sunat eu prin mare la urmă. Ce se vede? 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 Ce am văzut patru saci acolo, bă, dar ce era saci? Păi, nu știu, era niște saci, era cam jos acolo. Frate, dar la ce te-am trimis acolo? Nu, poze, nu. La ce te-am trimis acolo? Au și ce te-am trimis acolo, nu? Vedem, până nu să cerce și să revizească comportamentul, să... Supunem la vot proiectul. Buget. Rectificare. Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8. Probleme diverse. Da, domnul Cure. Haideți să pornim cu de la ce am... Încă n-am finalizat discuțiile. Eu, colegii noștri mai vechi care au fost în mandatul trecut, știu foarte bine că eu am propus la un moment dat și doamna secretară a dat girul. Angajații primăriei trebuie să fie supuși unor evaluări anuale. Aș vrea să văd și eu rezultatul asemenea evaluări, pentru că a acorda sau a nu acorda o normă de hrană, un drept stabilit prin lege, nu se face doar prin vorbe. Noi trebuie să și justificăm că poliția locală nu își face datoria. Și nu poliția locală, ci agentul X, agentul Y, agentul... În momentul în care veți dori probabil să desfințați această activitate de poliție locală în comună, că nu e eficientă, eu știu, trebuie să aveți și un argument pe cei considerente, că ei nu sunt competenți, că... Da. Dar ei au făcut niște cursuri din ce știu eu. Eu i-au făcut niște cursuri. Acolo au trecut un examen la finalizarea cursurilor și bănuiesc că examenul a fost destul de serios. Din ce știu eu, se făcea undeva la Iorien,
într-un centru al jandarmeriei sau nu știu cu ei exact. Dar știu că de la Comănești, de exemplu, au fost doi polițiști locali care nu au trecut inițial de examen. Deci examenul a fost foarte serios. În condițiile date, întreb și revin, sunt funcționarii publici și polițiștii locali implicit, evaluația anuală, cu evaluări anuale. Și mai nou știu că acest sistem de evaluare se bazează în primul rând pe stabilirea unor item după care îi evaluez pe oameni. Deci omului trebuie să-i spui, acestea sunt condițiile în care trebuie să-ți desfășori activitatea și în acest fel te vom evalua la sfârșitul anului. Și atunci vom stabili calificativul pentru anul respectiv. Pentru că eu vă spun un lucru, nu poți să nu-i acorzi un drept polițistului local în speță, în baza unei legi, pe vorbe că unul spune că polițistul local nu face treabă. Dar ce vă spune pe vorbe? Păi ce vă spune pe vorbe? Dar de ce? Dar de ce n-ați cerut în comisii? Că sunt evaluări făcute, să vedeți și note au. Așa, unde, dar care e evaluarea? Evaluările polițiștii. S-a chemat și încheiat anul respectiv și a făcut evaluarea? De ce? De anul trecut, da. Da? Am să vă rog să-l puneți la dispoziție. Păi dar să cereți în comisii, că era să după ședință, dacă vreți, puteți veniți. Nu știu. Bun, acum legat de aspectul ăsta am încheiat cu polițistul local. Păi vreau să vă răspund. Lăsați că nu am nevoie de răspuns, eu vreau să văd dar evaluări. Dar vă răspunde, că după aia rămâne în cele să vă răspund. Dar să răspundă domnul primar, doamna administrator. Lăsați să vă răspund. Dacă doamna primar mi-a acordat mie ca atribuție de serviciu să verific rapoartele de activitate ale polițiștilor locali pe care aceștia le întocmesc zilnic. Așa. Am verificat aceste rapoarte, erau neconform întocmite, în sensul că dacă... Le-ați dat un model standard? Da, n-aveau model standard. Am lucrat, le-am dat un model standard, nici pe acela nu l-am respectat. Și eu, văzând faptul că polițiștii locali n-au reușit să înțeleagă cum trebuie să completeze acel model de proces verbal, plus că parte din ei nu au fost capabili să întocmească un avertisment pentru diferite condiții sau probleme pe care le-au întâmpinat în decursul unei zile de serviciu, am propus, am făcut un referat, astfel încât regulamentul de ordine interioare să se modifice, iar în acesta să apară acolo un articol în care să se specifice în mod clar că periodic personalul din primărie poate fi evaluat în ceea ce privește cunoștințele pe care dumnealor ar trebui să le... Asta e în urmă interna, doamna administrator, pentru că conform legii evaluării personalului, funcționalului personalului, este un cadru legal. Ceea ce dumneavoastră v-ați propus să evaluați periodic, asta e altă problemă. E o problemă foarte importantă, pentru că dacă dumnealor au absolvit un examen la un moment dat, legislația a suferit foarte multe modificări în timp. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe fond, ca să trimiți într-un punct, cum spunea mai înainte domnul primar, că l-a trimis să vadă niște saci acolo și a venit și a dat urmează că mi-a răspuns. Întreb, ce măsuri ați luat? A sancționat disciplinar pentru lucrul ăsta? A sancționat. Stați un pic, o să. Asta ați înscris. Deci eu să înțeleg că le dați în fiecare zi cât un avertisment. Să dea note explicații. Dacă solicitați la comisii toate chestiile astea, vine cu neam la dispoziție. Eu înțeleg că această problemă a poliției locale nu este de azi și de ieri. Da, dar este de ani de zile. Le-am cerut rapoarte să... Dumneavoastră ați fost viceprimar și știți foarte bine. Știți foarte bine cum... Le-am cerut rapoarte cât e amensa dat. Așa. Și ce măsuri ați luat? Întreb ce măsuri ați luat? Nu vă lăsați, nu vă lăsați. Am interpelat
pe dumneavoastră. Nu te dorim un aparat de specialitate să fie, dacă vreți, poți să vină toți din primărie aici, ca așa s-a cerut mereu la ședință, să fie prezent și să se vorbească în același mod ca și noi consilierii, să ridice mâna. Nu, dacă eu întreb ceva, săriți cu gura trei pe o persoană. Nu vă satisface nici atunci prin sau azi și la altă. Nu vă satisface. Marian, asta trebuie să răspundeți de la început. Asta să vă măsura. Nu pot, nu pot. Am sancționat cu 10% din salarii. Toți trei nu reușesc să mă dovedesc pe mine. Interesant, foarte interesant. Mă rog. Da, domnul, eu tot 10%. Deci eu vă spun un singur lucru. Vă spun un singur lucru vis-a-vis de poliția locală. E problemă veche, 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 veche și nu s-a luat nicio măsură. Ba da, cum adică dacă am luat 10% din salariu? Și dacă ați luat 10% din salariu și l-ați trimis a doua zi să investigheze ceva și a venit cu același răspuns, ce ați făcut? Urmează să luăm și la cei. A, în locul șeful poliției, deci pedepsiți vârful când au greșit subalternul. Urmează situația. Mă rog, da. Am terminat cu poliția locală, da. Pentru că, știu, e un subiect delicat și... Da. Haideți să trecem la alte lucruri. Am constatat că au început să dispară o serie de denumiri de străzi, fiind rupte sau măzgălite în fel și tip. Tot de poliția locală, o să spuneți că nu se duce și verifică, da. Deci vă informez că în lunga Aseu, pe strada Trotuș, la intrarea în strada Trotuș, începând cu numărul 1 și așa, a dispărut plăcuța, este ruptă, vădiți este ruptă, s-a tras de ea, a rămas rupul acolo, plăcuța este frumoasă. Pe strada Aspirației, la ieșire din, la ieșirea spre Trotuș, plăcuța este muzgălită într-un cal, el nu se mai cunoaște așa. Sunt băieții care vin de pe la curier, care vin de pe la Dibeman și chiar se orientează foarte bine în denumirile străzilor. Și fiindcă veni vorba de strada Aspirației, au fost două incidențe pe strada Aspirației, domnul Radu știe foarte bine. Se staționează cu căruța pe străduța aceea foarte, foarte îngustă și nu se mai poate trece cu mașina, pentru că se opresc la magazin, eu știu, nu, fiecare cu problemele lui. Oamenii reclamă faptul că e mizerie foarte multe lăsate de cai care staționează pe străduța aia, grob să poate cum șapă calul cu copitele așa și cred că ar fi o soluție de introducerea unei sensorii pe străduțele astea și rezolvăm problema. Și ar cam trebui analizată problema și pentru alte străzi, cred că mai sunt străduții din astea înguste, unde efectiv dacă se întâlnesc două mașini, o mașină trebuie să dea înapoi, că n-ai cum să treci două mașini, pentru că era șiete zona de altă. Și poate să analizează situația asta de a introduce, din cauza cu poliția, bineînțeles, atributul ea primăriei, în primul rând, și cu poliția națională, să instaleze asemenea. Nu se pot să parchează în fața magazinului, domnului. În fața magazinului, trag mașina. Aici, pe DJ-ul, deja e grav, poliția națională se face doarme. Deci nimeni. Poliția națională, e atributul poliției naționale, dar și a poliției locale. Și a poliției locale. Locala face comănești ordine, nu? Și este roșu frumos și îi zic punctual, dar ești în drum și tu ai văzut copii, două mașini, alta în față la profi, când parcarea era goală. Da? Asta te lasă fără cuvinte și știți asta că nu poți iei niște măsuri așa zbran, că nu știu ce. Tot încercăm. Am avut discuții, în fiecare zi avem discuții cu tema asta. Și asta, dacă, e o idee foarte bună, să punem sensorii. Știți ce implică asta? Că imediat trebuie să lasă niște amenzi, ca să dai exemplu. Că omul, când iese de pe poarta lui, credeți că nu mai face stânga, să duce roată lungi ca să iese de pe acolo? Atunci implică... Știu, atunci asta implică niște sancțiuni, niște chestii. Dacă se blochează două ăla, iasă în coace. Ca să ce? Omul e fix lângă poarta lui și nu iese pe uliță cu niciodată. Dar e o rezolvare totuși, zic eu. Da, este o rezolvare. I-am analizat. Deci poate n-am legat. Da, aparține ideea asta și chiar m-am plăcea să vedem ce zic oameni de acolo când le-o pune. Nu mai ieși de poarta și faci stânga. Nu, 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 nu. Maria, dar trebuie întrebat și oamenii de acolo, trebuie întrebat și oamenii, suntem de acord sau nu suntem de acord, ca să nu fie în discuție. Nu, e o idee, se poate realizată și de acum. Da, domnule, da. Reiau rugămintea de data asta din nou către domnul consilier personal să-și tempereze comportamentul și limbajul mai volum mai mic față de Consiliul Local, că aici avem o ședință de Consiliul Local și considerăm că merităm un minimum de respect
dacă nu maximul de respect, un minimul de respect, fiecare consilier local nu contează de la ce partid este. Așa cum un limbaj cu o tonalitate mai joasă ar fi de apreciat. Asta m-a avut de adăugat. Dacă ați ținut cont de sfatul ăsta, i-aș fi foarte recunoscător. Vă rog frumos, da? Deci este o ședință din consiliul local, domn președinte de ședință, vă rugăm frumos să atragă atenția. Când poate lua cuvântul consilierul pe aceea, așa, domn președinte de ședință, către administratorul public, suntem în consiliul local. Bun, o altă problemă. Domnule primar, am văzut că s-au trasat trecerile de pietoni, ceea ce e foarte bine, către școli, când începe anul școlar și la școala său, am înțeles că și la școala Bardea, astăzi, e un lucru foarte bun. Vă rog frumos, dacă se poate, limitatoare de viteză, știți foarte bine cum arată, la trecerile de pietoni. Consider că ar fi foarte oportune să circulă cu viteză mare și, având în vedere la școli, mă refer la școli, la trecerile de pietoni la școli, limitatoare de viteză, acolo unde avem noi, la DC 146, nu știu, la drumul județean 116B, dacă putem interveni acolo. Dar la școala Bardea, la DC 146, putem pune acolo un limitator de viteză pentru a mai încetini viteza mașinilor care circulă în preajma școli. Un alt lucru, sunt câteva punți care trebuie neapărat reparate. Puntea de la George Oniga, e foarte circulată, la fel începe școala, trec copiii la școală acolo. Dacă vă puteți deplasa în zonă, vă rog frumos, sunt și eu acasă, mă sunați că ne mergem să ne uităm ce putem face. Știți unii, cred că da? Nu mai așteptăm să mai cad oameni în apă, avem un precedent făcut, Doamne ferește să mai ajungă la așa ceva, trebuie să luăm măsuri din timp, să le treptăm. Când au fost aia de la Nicu Înguraș, unde au căzut sau... E o punte, domnul consilier personal, la... Ce ați vrea să-i facem la puntea aia? Mergem, ne uităm. Eu zic să o refacem total. Punte metalică. Punte metalică. Să o refacem total. Dacă ați fost acolo, ați văzut mărat, nu? Pur și simplu, acum nu poți să faci rectificări pentru o dată cu comunatul. Faci rectificări, nu, și faci pe aia. Așteptăm și asupratul nou, la sau se întâmplă. Ați venit, dar nu e nimic rupt acolo. Trebuie să mergem la pășăbiță. Puntea e regulă, nu e rupt o scândură, nu e rupt o șufără. Păi e ca mai îndreptat, nu e cât de cât. Mama, să vă rămâne asta, mă rog. Facebook.
Facebook, numai dacă vă duceți acum și de-aia spun de-aia stră, o să nu o să o mai găsesc acolo. Eu cu timp de seară, dacă vreți, vă pun pe Facebook, că pute aia e perfect intact. Sunt și alte puni și alte... Doamne, Anica, vă înțeleg, chiar vă înțeleg. Asta vă deranjează de la mine, de fapt. Și putea să rupea. Eu, dacă ați fost atent, acum am comentat, am spus, doamne, dacă vă puteți deplasa, dacă ajungeți în zonă, haideți să ne uităm, nu a fost un reproș. Dar eu asta fac. Nu v-am reproșat nimic, dar dumneavoastră imediat să vedeți că eu nu fac, eu de ce nu fac, eu de ce nu fac. Dar nu fac fost din zonă. Dar nu înțeleg, ce ați vrea ca să... Nu mai să nu mai spun nimic, să fac. La ședința trecută, hai ca să vă dau un răspuns. Îmi spuneați că cum pentru locul de joacă de la Strajul 80.000 de lei, iar pentru locul de joacă pentru Braga... Da, vreți să vă spun, am cerut oferte de preț de la mai multe societăți care lucrează în comună. Vreți să vă spun cât e prețul doar pentru Strajmini, fără plasă la gara, doar stâmpi și fundația de beton. Da, avem de la societatea AXA. Nu, dar... Nu, societate. Avem... 73.311. Și fără plasă. Așa, doar betonul și cu stâlpi. Și am zis că e mult. Să nu știu ce e că bani. Și am solicitat la altă societate. Am zis că e mult. Da, am zis că e mult. 143.563. Deci a doua ofertă. A doua ofertă. La altă societate. Doar să facem împrejurire cu gata. Și atunci revenim la discuția, facem energie proprie. Păi da. Pentru alerii din curtea... În curtea școlii, așa, ne-a cerut 37.000. Nu, domn Cătălin, din bugetul școlii au plătit ei betonul și noi cu muncitorii noștri. Da, nu aveam bani prevăzut în buget pentru alerii de la școala aparte. Da, și noi cu muncitorii în regii proprii ne-am făcut fără niciun ban. Și a costat doar școală 120.000, 12.000 de lei, plătește betonul și plasa. Și am scutit 200 de milioane. Cum să-i dai? Păi cum să-i dai? Astea sunt lucrurile, astea sunt lucrurile. Le facem noi. Putem care putem, facem noi. Și măsura care putem. Domnul Păstel, vrei faci, nu vrei, nu faci. E asta spune. Stai cum? De asta am și luat decizia, am adus cu băieții noștri. Tot pe domnul la școală. Partea adunăm noi. La spațiu de joacă, dacă zice domnul Ioan, ne apucăm tot noi. Dar sunt lucruri care nu le putem face noi. Când ai cu cine? Nu ai cu cine. Atâta cinci ori. Știi să... Dar asta mă deranjează și eu. Nu ține cu oameni nimic. Care pe care își dă seama cu material, dar de ce m-a lăsat să sară calul din... Dar noi am ținut tot fierul. Dar scrii cu zi, scrii cât e fierul, cât e beton, cât e toate astea. Dar astea tot noi tot trebuie să le cumpărăm de la Dedeva sau Dedeva. Dacă îl facem noi, numai că o să scutim manopera, probabil că e destul de importantă. 3-400 milioane. Se va da drumul la canalizare, atunci revenim la discuția cu să ne facem aceea societate. Vreau să fac o dare de seamă, dar dacă îmi lăsați... Puneți. Da. Un terenul modificat. La canalizare ne-a solicitat constructorul să-i mai lungim o rând de zile. Nu am fost de acord cu prelungirea contractului pe o rând de zile, le-am prelungit doar până pe data de 17 septembrie. După aceea vor intra în penalități și o să vedem cum o să ne... discutăm cu ei, fiindcă nu a fost ok, când nu a fost vreme bună s-o lucra, ei au lipsit, au fi fost concedii și la ei nu știu, nu mă interesează, ei ar fi trebuit să respecte contractul. Dar am văzut în zona cealaltă, de la s-a făcut cratele. Am discutat cu ei, s-au angajat că o să rectifici tot, o să repari podețe, tot ce s-a stricat. Să vedem dacă se încadrează până pe 17, dacă nu mai avem posibilitatea să încadrează, poate, dar lucrarea rămâne tot din întâiala, că se va lăsa să se supară. Deci au garanții, asta nu până la urmă am citit. Ce să li fac, numai dacă dă de un cap la unul ca să-i facem noi dreptate, că altceva ce pot să faci? Mai mult de atât am fost în fiecare zi, la orice oră, poate m-ați văzut pe drum, dar nu poți nici să stai... Voi dai cu bani. Și despre probe ce știm? Asta, stația de lucrare, asta una peste alta, e lucrare în probe, dar trebuie să încadrezi în piață. La Ghimeș, luni, cu președintele Consiliului Județean Harghita și cu președintele Consiliului Județean Bacău, cu toți mari
angrenați în proiectul ăsta totuși gaz pe Valea Muntelui, Aseu, Agăș, Palanca, Costuroasa, Ghimeș, lunca din sus și lunca de jos de la Harghita. Ne vom întâlni iar marți la Palanca și cu toți cei care au făcut ridicări, cu societățile care au făcut ridicări de topo, pentru a depune pentru certificat de urbanism. Să sperăm că putem să depunem pe linia asta prin finanțare PNI, proiectul ăsta. E o valoare foarte mare, în jur de 60 de milioane de euro. Nu visăm că o să-mi aprobe guvernul sau orice linie de finanțare, dar măcar noi ne-am bucurat dacă ar putea să ne finanțeze magistrala și în fiecare sat să putem conecta două, trei, în fiecare comună să putem conecta două, trei sate. După aia, dacă avem deja gaze din comună, se poate face cu extindere cu furnizorul de gaze. Cine e? Transgaz? Ăsta transgaz? Delgaz? Pit? Sau depinde de fiecare furnizor, ar fi o variantă. O să trebuiască să ne întâlnim iar lunea cealaltă și cu toți avizatorii la Bacău. Surgentăm, avem sprijinul, deci vă dați seama, la Consiliul Județean și de la Arghita și de la... Surgentăm avizările, că proiectele astea la PNI se depun doar cu autorizație de construcții. La soția trebuie avizul de la toate forurile astea și cele mai mari emoții le avem cu CFR-ul și cu drumurile naționale. Conducta o să fie în altă presiune, magistrala, și asta nu poate trece la o distanță mai mică de 40 de kilometri, 40 de metri, de locuințe, de... deci o să trebuiască să meargă doar prin câmp, prin păduri, prin unii găsim variante. Da, e un proiect destul de dificil. La Comăniești am solicitat, mai știi, am zis că am încercat să facem și doar comuna asta, să lucrăm pe alte linii. Am solicitat domnului primar Remelion de la Comăniești un aviz de principiu, dânsul ne-a trimis un răspuns să-i punem la dispoziție o ridicare topo. Cum putem cheltui noi comuna său, bani pe zona OAT-ului comunist, facem ridicare topo. Fără să știm că avem succes. Păi, în primul rând, trebuie un aviz de principiu, care el nu le-a dat, trebuie ridicare topo. Se vede că ceva e la nici, în fine. A spus că a fost iar loc de ajută. Cum a da. Ieri am avut o ședință, am solicitat prefecturii, o întâlnire de mediere, de, în fine, cum a fost formulat acolo, nu ne-au făcut deloc. Prefectura ne-a convocat la Comăneci. Măcar dacă ne-ar fi convocat la Prefectura Bacău sau să fi venit la Aseu, când noi am solicitat chestia asta. Nici de cum la Comăneci. La Comăneci a venit domnul subprefect Gitaru, care cunoaște. N-ai voie să se depart. Și nu am ajuns la niciun consens, deoarece domnul primar susține sus și tare să cedăm, cel puțin acum, cum e redus din suprafață, că era vorba înainte de vreo 18 hectare, să cedăm cele 3 locuințe, 3-4 locuințe care are de dânsul interes acolo, să le cedăm pentru a ne da târgul înapoi. Târgul niciodată nu a fost dat Comăneștiului, în lege scrie că se respectă granițele naturale, coama dealului sau axul râului. A fost semnat un proces verbal în 2010 de domnul Rădulescu, noi că la un moment dat chiar cineva l-a acuzat că o semna ca primarul. Nu, procesul verbal a fost foarte bine întocmit, dar s-a atașat în 2010 o hartă, un ortofotoplan din 2005, care într-adevăr, aia în 2005 a fost implantat, a venit cu avionul și a făcut niște fotografii și râul totuși era pe lângă. Dar a fost o perioadă de câteva luni până l-o redresat, până o regularizat albia și a trecut înapoi. Deci niciodată nu a fost a Comăneștiului. Ei acum ne impune să ridăm noi pe dealul Comăneștiului. Nu știu câte hectare. Dar nu a spus câte e. Nu a spus cât, nu a făcut niciodată. Tot nu. Deci ne ține la... câteva cu casă. Da. Și până la urmă, acum noi o să facem din nou memoriu către UCPI, către prefectură și să-i solicităm că nu e normal. Să vedem, sperăm într-un viitor mai apropiat să obținem acest târg ca să demarăm un proiect. Vedeți cum e, nu avem condiții, nu, târgul nu e autorizat, noi spun la camere, nu mai au ceva. Dar nu e nicio problemă. Da, asta este. Da, nu putem să desfășurăm activități în condițiile astea. Da.
Alte întrebări? Da, ultima întrebare. Aveți vreo informare de urma și ceva de la DSP-uri, viitor la târguri, dacă le putem fi deschise o perioadă de pandemia la DSP-uri, v-a informat cu târgurile de zi, de zi, am înțeles. Nu avem probleme, am venit... Deci nu sunt probleme, s-a luat. Scuze, domnul prefect, avem 042 la mii, deci nu se joacă. Deci suntem noi? Niciunul la mii nu avem în cazul, avem 042 la mii. Până acum nu sunt probleme și sperăm să nu fie. Să sperăm că vom să-i da. Terenul de sport de la școala Bartie a toată gata, sperăm să-l inaugurăm luni. Ne promis constructorul că luni va fi cu nocturnă, cu porți, cu totul. E o realizare frumoasă. Proiectele la care lucrăm știți, cred că am depus. Încercăm să depunem pe linia asta din finanțare care se va deschide. Modernizări drumuri de interes local, toate străzile care le-am avut la canalizare, e vorba de vreo cel puțin 8 km de străzi, centru, straja, lunga, avem drumul comunal de 146 de la Gorea până la școala la Bartea, care avem și proiectul, acum sperăm să obținem și la autorizație de construcție, să putem să-l depunem pe CNI. Am depus școala de la Bartea la CNI, la fel și acolo. Sperăm să prind ceva din toate proiectele care le-am luat. Pe fonduri europene ați depus ceva? Nu este nicio linie de finanțare, de știți, dar dumneavoastră știți că sunteți expectul. Da, am întrebat. Păi n-ar fi trebuit să mă întrebați când știți, dacă sunteți expert în măsuri. Știți foarte bine că fondurile europene nu mai duce până în 2012. La ora asta nu s-o deschid nicio linie de finanțare pe fonduri europene, deci nu avem... Asta aveți angajat acolo la fonduri europene, am întrebat. Da. Nu, dacă mai sunt ceva. Mai sunt la prima dată ca să spun eu, domnule primar, dacă vreți să dacă vreți doamna administratorul cu dumneavoastră la Consiliul de Administrație la școală. Cum? A fost numit un nou director începând cu data din 10 septembrie la școală. Trebuie să-l informăm colegii, că poate nu știu. Am fost cu doamna administratorul, n-ați mi-a explicat. Da. La ședință, începând cu data din 10 septembrie, nou director de la școala coordonatoare a SUL este doamna profesoră Elena Sucilă, până la organizarea concursului de da, sperăm să rămână și mai departe, că lucrăm foarte bine, chiar ne vrem să avem relații foarte bune. Vă rămân cu succes. Da. Alte probleme? Succes. Declar ședința.